Radio România Regional vă prezintă un nou episod al campaniei Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Astăzi ne amintim de Traian Vuia. Pasiunea pentru zbor l-a determinat pe Traian Vuia să părăsească o promițătoare carieră de avocat, începută sub oblăduirea lui Coriolan Brădicianu, și să plece la Paris pentru a demonstra că viitorul aparținea aparatelor mai grele decât aerul, cu propulsie proprie. În realizarea visului său a primit sprijin material din partea lui Coriolan Brădicianu, a tatălui lui Petru Groza, a lui Nicolae Titulescu și a altor români. A prezentat Academiei franceze de științe un memoriu intitulat Proiect de aeroplan automobil. S-a constituit o comisie formată din cei mai renumiți savanți francezi care a decis: realizarea și rezolvarea problemei zborului cu un aparat mai greu decât aerul este o himeră. Această concepție nu poate să izvorască decât dintr-un creier bolnav. Vuia nu a cedat și 6 luni mai târziu și-a brevetat invenția în Franța. A trecut apoi la realizarea practică a prototipului aparatului de zbor. La 18 martie 1906 a reușit experimentul cu aripile montate. Revista franceză, L'Aérophil, consemna astfel reușita. Zi frumoasă de primăvară, cer senin, albastru. Suflă puțin vânt de la nord-est, în stânga pilotului. Aparatul s-a pus în mișcare, fără zgomot, accelerând viteza de înaintare. Mașina continuă accelerarea și, după un parcurs de 50 de metri, pierde contactul cu pământul, fără ca pilotul să-și dea seama de momentul decolării. Suplețea mașinii cu vapori s-a arătat în toată eleganța ei. Motorul se oprește brusc, elicea este calată și vântul lateral suflă mașina în dreapta, izbind-o de un arbore, producând stricăciuni la aripa din dreapta și la elice. Mașina cade, reia contactul cu solul, tot atât de frumos ca la decolare. Aparatul se ridicase la circa 1 metru înălțime și a parcurs cam 12 metri în aer. Un alt ziar parizian titra: aeroplanul Vuia realizează un zbor plin de succes. În orice caz, acest salt este un răspuns suficient pentru acei critici care au declarat că aeroplanul domnului Vuia este prea greu și că el nu se va ridica niciodată de la pământ. Noutatea pe care o aducea Vuia pe lângă decolarea cu mijloacele de bord era trenul de decolare-aterizare. Până atunci, frații Wright reușiseră desprinderea de sol cu ajutorul unei catapulte. Din păcate, Traian Vuia nu și-a omologat la timp izbânda. Santos Dumont, care a asistat la zborul lui Vuia, a renunțat la zborul cu balonul, iar zborul său din octombrie același an a fost omologat oficial ca fiind primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul. El s-a folosit de principiul stabilit de Vuia, potrivit căruia durata și viteza de zbor erau determinate de puterea motorului. La expoziția internațională de la Paris, Brazilia a dat o recepție în amintirea lui Santos Dumont, invitând și Aeroclubul Franței. Cei de acolo au crezut că ar fi potrivit ca și pavilionul României să aranjeze o recepție, ținând cont că și țara noastră a avut un pionier al aviației. Cum Dimitrie Gusti, comisarul pavilionului românesc, se îmbolnăvise grav și cei care l-au înlocuit nu s-au arătat interesați, nu s-a făcut nimic. Mâine, un nou episod din cadrul proiectului Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Puteți urmări fiecare episod pe site-ul eualegromânia.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.